Hai, drum, aici bine, v-am găsit la un nou episod pe acest canal. Băieți, un episod în care în sfârșit am găsit și eu un modpack suficient de potent pentru a mă juca cu acest 1080 pe care îl dețin. Da, este un modpack very, very, very low PC. Nu știu exact, cred că am limitare la FPS-uri, de aia nu-mi cresc FPS-urile peste 100. Nu știu exact câte FPS-uri aș putea avea cu acest modpack și cu componentele pe care le am. Dar dacă vreți și voi acest modpack, îl găsiți la Lolex pe canal, pe YouTube Lolex, l-am văzut la el de 2 zile, dar nu știam exact de unde se descarcă. În sfârșit mi-a dat un abonat linkul, l-am descărcat și totul e ok. Nu știu de voi, dar mie mi se pare catering rău de tot. Sunt convins că sunt unele persoane care totuși cu GTA Default au lag, pentru că mai sunt laptopurile alea care sunt puțin mai puturoase și lucruri de genul ăsta. Și efectiv, cred că ăsta e mod pe cu decent pentru PC-urile respective, nu știu. Eu sincer nu cred că aș putea juca mai mult de, nu știu, 2 ore, pentru că, bă, îți dă așa, îți dă mindfuck. Dar na, dacă nu-ți merge pe altceva, ai coajă de PC, te adaptezi și te joci și cu ăsta, de ce nu? Bun, după cum vedeți aici jos am adăugat job goal, deci l-am readăugat pe server, l-am făcut efectiv sub formă de goal, cum am eu goal-urile pe live-uri. Aș vrea eu să am $1 miliard sau nu neapărat 1 miliard, sau doar 386 de milioane de dolari. Ar fi super genial. Sunt destul de entuziasmat pentru că sunt 876 la momentul de față, 876 de jucători, v-ați prins voi? Ceea ce e o sumă foarte mare. Gândiți-vă că e marți și e sfârșitul școlii și sunt teze și chestii de genul ăsta și noi suntem la ora 19, 877 de jucători, am fost 890 adineauri. Bă, e genial rău de tot, m-aș bucura enorm dacă ne-am strânge 1000 în seara asta, oricum suntem serverul numărul 1 și vă mulțumesc pentru treaba asta. Da, ce să vă mai arăt? Hai să ne uităm puțin la arme, pentru că vreau să văd cum se văd armele și poate, dacă o să am timpul necesar, în weekend. A, dar văd că nu toate mașinile sunt modificate, deci doar câteva, ok. În weekend, dacă o să am timpul necesar, o să fac o comparație așa cu un modpack very low PC, adică ăsta. Din câte am înțeles, adică merge acest modpack și pe Windows 95. Nu știu dacă mai are cineva Windows 95, dar na, dacă nu te-ai putut juca SAM până acum din cauza Windows-ului, acum poți face asta. Bun, hai să dăm salute, să dau Give Gun Reduc 31999. Hai să vedem cum arată armele. Până și armele sunt șterse, nu te cred, mă. Hai să dăm stop. Perfect, deci ați văzut aici jos e goal-ul. Păi și hai să mergem noi puțin. Am vrut să dau cu fly-ul. Mamă, cum dracu dau eu teleport acum? Că nu prea știu nici pe de rost harta. Ah, ba da, uite, uite aici trebuie să mă teleportez, nu? Aici? Bă, n-am nimerit, mă. Bă, e greu, mă, ești nebun? Doamne, numai pe lângă hâzgiunule, mai așa, mai așa. Nu e bun cursorul, cred. Hai să dăm drumul și puțin cu quest-ul să vedeți cam despre ce este vorba la acest quest. Dăm noi comanda start quest și ne dă acest whoopee. Trebuie să mergem să colectăm sau să livrăm înghețata de fapt la cele 20 de standuri pe care le avem zilnic de livrat. De fapt n-avem de livrat standuri, le avem. Uite ce mișto se vede Rainbow, ești nebun? E o pată de culoare în acest modpack. Avem de aprovizionat, asta voiam să zic, avem de aprovizionat standurile cu înghețată. Aș da cu teleportul, nu vreau să mă mai plimb eu până acolo. Zonul le-am ajuns, perfect. Trebuie să apăsăm când spatele lui ăsta, upii ăsta sau cum se numește. Și gata, am livrat, ne-a dat și 60k și la final o să primim și un premiu destul de mare. LOL. Cum fac să încânte și mie mașina? Nu merge. Nu știu, m-a făcut băiatul la poză, facem poză băieții și eu poză, facem cum să nu facem. Hai să dăm puțin și skin-ul. Mamă, select skin, ce skin să-mi iau? Mamă, Civiliano Pârleanu, ia să-l vedem puțin. Doamne, cum se vede, zici că e kill boss. Vrea și Alex Eduard să facem poză sau rest? Stai, stau bro, stau. Eu n-am făcut, ok. Hai să fac aici slash salute, în caz că nu știe, ID214, ce nivel are? Are level 16, ar trebui să știe. Hai bro. Așa, hâzionule. Bun, așteptăm să facă poză și după asta îi mai dăm drumul, mai încercăm să mai livrăm. Bă, sau aș intra pe beta? No, intrăm pe beta, hai 2 secunde. Dă-mi rep de slash Q și intrăm exact acum pe beta, ia să vedem. 884 de jucători, tot e genial, băieții. Bun, hai să intrăm pe beta pentru că vreau să vă arăt cam ce urmează să băgăm mâine pe server. E aproape gata update-ul, o să mai modificăm și puțin quest-ul pentru că sunt mici problemuțe, să le zicem așa. Dar da, continuăm. Mamă, ce urât se vede aici, zici că e buguit. Eu așa am crezut prima oară, dar până și fontul, deci efectiv până și fontul este șters așa.
Trebuie să știu eu parola de la beta. Deci unul e gata. Am banghit-o. Nu, asta era. Fiți atenți aici când dați click pe pin, trebuie să dați de mai multe ori click, pentru că nu o ia din prima, nu știu care e faza. Bun, deci mamă, ce e pe aici, să dau și vea. Mi-am setat facțiunea Los Santos Police Department, deci sunt în poliție și am rang 5. Uite, dacă dau ID răduc, mi-arată aici, am rang 5. Nu sunt duty, deci nu, efectiv nu sunt la datorie, dar ne-am gândit în felul următor. De fapt, Michael Ștefan a venit cu o sugestie. Atunci când ai rang 5, deja devine oarecum plictisitor, adică n-ai nimic special la rang 5. Și noi ne-am gândit în felul următor. Băgăm comanda Undercover Duty, U-Duty. Ce face Undercover Duty? Adică tu de la rang 5 poți merge după cei fără drept de predare pentru a-i băga în jail. Dar ei nu o să vadă că ai numele cu albastru, o să-ți vadă skin-ul de civil, dar tu însă poți să tragi în ei, să-i omori astfel încât ei să intre în jail. E ca și cum ai fi un rang superior, adică ai fi ceva comisar, șef, căvă, nu știu, și te-i duce după pungașii care, nu știu, cum a fost cazul ăsta de zile trecute în care ghebosul ăla a împușcat Gabor în gât. Nu știu, nu sunt foarte bine informat, dar mi-am amintit acum de exemplu ăsta. Și da, te duci așa sub acoperire la cei cu wanted gen robbery și runner și așa pe stradă, astfel încât ei să nu-și dea seama că tu ești Gabor și poți să le dai bucății ca și bagi în jail. Pe lângă treaba asta mai băgat o chestie destul de mișto. Hai să dăm noi goto job, să mergem puțin la Fisher. Ia să-l vedem Fisher, cred că ar trebui să punem Fisher LV și Fisher LS. Pe Fisher am zis. Bun, ne luăm noi jobul N și Y și acum fiți atenți. Dăm fish și am băgat o chestie nouă. Hai să vedeți în slash hood. Am băgat ice creams. Pe toată perioada verii o să fie activă această treabă cu ice creams. Tot ce trebuie să faceți, uite că nu mi-a dat, sau trebuie să vând, cred că trebuie să vând. Tot ce trebuie să faceți să adunați înghețată e să faceți job. Deci făcând job, orice job de pe server, mai puțin detectiv, există o șansă să primești înghețată. Ce faci cu înghețata respectivă? O să facem un shop, cred că o să fie ceva de genul Ice Shop sau ceva de genul ăsta, și o să vă puteți achiziționa diferite chestii. Lăsați-mi, vă rog eu foarte frumos, sugestii în secțiunea de comentarii în legătură cu ce să puteți achiziționa din acel shop. M-am gândit la un cont premium, m-am gândit la un job boost, m-am gândit la, am mai zis era ceva, skill up la orice vrei tu, la rob sau mai multe chestii de genul ăsta. Și efectiv, uite, strângi 100 de ice creams și de 100 de ice creams îți cumperi, nu știu, cont premium sau ceva de genul ăsta. Mie mi se pare o idee destul de bună, sau poate chiar voucher de PP-uri. Chiar ar fi genial, uite, strângi 1000 de ice creams și ți-ai luat un voucher de PP-uri și nu mai ești nevoit să bagi bani. Nu știu, you know, nu vreau să fie pay to win. Să-mi lăsați acolo în... am vândut peștele, bun. Să-mi lăsați în secțiunea de comentarii cam ce idee aveți. Hai să dau și un debug job să vedeți cam cât de ușor sau cam cât de repede se fac aceste înghețățuri. Ați prins-o, nu? Debug... nu debug sunt, ce bug sunt? Debug job. Bun, nu mi-a dat, trebuie să dau de mai multe ori și o să-mi dea până la urmă o înghețată. Ia să vedem. Hai, mă. Bă, nu mi-a dat niciuna. Tura trecută când am testat, efectiv merge acum, mi-a dat una, deci e efectiv în funcție de bulanul vostru. Dacă aveți bulan, vă dă mai repede, dacă nu, aia e. E destul de greu aparent, uite încă una, nu știu, și prețurile o să fie pe măsură, vă dați seama. Și ce vreau să dau eu, goto job, să mergem puțin la fork, goto job, să mergem puțin la forklift, uite la garbage, pentru că la garbage ar trebui să-mi dea destul de repede, pentru că tura se realizează destul de greu. Ia să dăm noi de bug job, hai să vedem. Ar trebui să primezi destul, de fapt oricum e în funcție de bulanul tău. Cred că forklift-ul ar fi recomandat pentru acest mini quest, să-i zicem așa. De fapt nu e mini quest, că e pe tot parcursul verii. Păi ești nebun, abia două am luat până acum. Na, e foarte, foarte greu. Bă, cred că o să mărim puțin șansa, băieți. Uite, de asta băgăm pe beta, pentru că testăm. Și da, vă aștept acolo sugestiile. Cam atât cu acest episod, sper că v-a plăcut. În legătură cu acest modpack, vă repet, îl găsiți la Lolex pe canal, nu e făcut de mine sau lucruri de genul ăsta. L-am văzut la el acolo și am zis că ar fi destul de interesant să fac și eu un videoclip cu el.
Nu știu exact ce titlu o să pun, cred că o să pun ceva de genul ăsta, Samp Chica, sau nu știu, văd eu o comparație cu Modpack High PC sau nu știu, mă mai gândesc. Sper că v-a plăcut episodul, băieții, nu uitați, aveți IP-ul de la serverul meu în descriere, în caz că vreți și voi să intrați aici alături de toți băieții. Hai să mai aruncăm un ochi să vedem acum câți jucători sunt, 891, ceea ce e genial. Eu am fost Radu, hai să vă arăt pentru ultima oară cum se bagă serverul, în caz că nu știți. După ce ați descărcat și instalat Samp-ul, aveți tutorial în descriere, dați aici add server, scrieți aici rpg.bliuță hood.ro, liniuță, you know, egal, cratimă, ați prins-o, bun. Am băgat serverul și l-am scris, nu l-am scris greșit și cam asta a fost. Gata, vă pupi, re!